L-am alături de mine pe Alin Brendea, director general adjunct al Prime Transaction, unul dintre brokerii. Prezența astăzi în piața universității, astăzi și mâine. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Am vorbit de dimineață despre investiții, investiția la bursă. Ce alte întrebări pun investitorii și ce vor să afle atunci când vin la un broker? Sigur, mă refer la investitorii începători, cei care vin prima dată în contact cu posibilitatea de a investi pe bursă. În general, întrebările pleacă de la aspecte privind randamentele care pot fi obținute prin investițiile bursiere. Sigur, sunt întrebări referitoare și la perioada de timp pe care trebuie făcut aceste, în care trebuie blocați banii în investiția bursieră. Și sigur, sunt și întrebări vis-a-vis de ceea ce li s-ar potrivi mai mult pe baza profilului personal al fiecărui posibil investitor. Atunci când vine un investitor la Prime Transaction, ce îi faceți? Îi puneți anumite întrebări, un chestionar? Cum decurge discuția? Da, ceea ce încercăm în primul rând sunt două mari lucruri. Primul e ca să înțeleagă, să plece cumva de la noi cu întrebările lămurite, și al doilea lucru care încercăm să-l arătăm este că bursa poate fi un loc confortabil, un loc în care nu este obligatoriu să-ți asumi riscuri prea mari, riscurile pot fi gestionate, un loc în care poți să ai randamente mai bune pentru banii tăi. Încercăm cumva ca acest prim contact cu piața bursieră să fie unul care să-l aducă în postura de viitor investitor pe piață. Sunt convinsă că întrebările legate de randamente sunt printre primele pe listă. Ce le spuneți investitorilor? În general, pledăm pentru un așa numit obiectiv investițional realist. Sigur, există un folclor întreg despre câștigurile, averile câștigate pe bursă sau pierdute pe bursă. Din punctul nostru de vedere, un randament dublu față de dobânda bancară pentru o investiție bursieră este un randament realist. Evident, randamentul depinde foarte mult și de riscul pe care și-l asumă fiecare client. Ca atare, un investitor cu apetit față de risc se poate aștepta la un randament mai mare, pentru că cei conservatori, evident, ceea ce am spus mai înainte, ar trebui să fie obiectivul personal. Pentru cei care sunt mai conservatori sau cei care se orientează și către risc sau se uită mai atent la risc, cum le sugerați să abordeze investiția la bursă? Cum să-și creeze un portofoliu? În general, pentru această categorie de investitori, evident, se recomandă acțiunile cu profilul cel mai scăzut de risc. Aici, sigur, ne referim la acțiunile cu lichiditate ridicată și, în special, la cele care sunt purtătoare de dividende. Asta și în contextul ultimelor ani, în care sunt acțiuni de pe Bursa de Valori București care oferă randamente ale dividendelor net superioare dobânzilor bancare. Există, în momentul de față, un mix de acțiuni cu lichiditate, cu o anumită subevaluare fundamentală și, de asemenea, cu un randament al dividendului foarte bun, care pot fi recomandate pentru astfel de investitori. Când spui subevaluare fundamentală, cum putem să traducem acest lucru? Exact. O evaluare în piață, adică un preț al acțiunii, sub, să spunem, o valoare calculată pe baza unor metode teoretice. Practic, prețul din piață nu reflectă adevărata valoare a companiei. Putem spune că pe Bursa Românească acțiunile continuă să fie relativ subevaluate și din punctul ăsta de vedere, sigur, în continuare, recomandarea de a cumpăra acțiuni românești are o putere și mai mare. Da, din punctul de vedere, este o caracteristică a vieții românești în acest moment. Alin Brendea, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența aici. Echipa Prime Transaction este în continuare în piața universității.